Tom, astăzi este ziua aceea. Care zi, nenorocitule, numai nu spune că vrei să mă dai afară deoarece sunt deja foarte mare. Prieteni, astăzi este ziua când Tom trebuie să facă baie. Doar că Tom urăște din tot sufletul ziua aceasta când trebuie să se scalde. Așa că mergem să-l bucurăm împreună pe Tomic, deoarece eu deja simt cum el o să refuze să facă această chestie. Adică să facă baie, doar că deja are un miros foarte neplăcut. Uitați-vă, el deja a dispărut. Tom, ce faci acolo, Tom? Ce vrei, stăpâne? Ce s-a întâmplat? Vrei să jucăm? Tom, astăzi a venit ziua. Ce zi a venit, stăpâne? Da, Tom, este ziua aceea. Numai nu spune că a venit ziua să mă scald. Da, a venit ziua când tu trebuie să faci baie. Nu vreau, stăpâne. Poate să o lăsăm pe mai târziu. Hai mâine. Tom, tu știi ce puți, da, mă, într-adevăr ai un miros foarte neplăcut. Uite la mine. Aia tu, nenorocitule, ai miros urât. Haide, pe mâine lăsăm. Care altă zi, Tom? Tu deja îmi spui asta de vreo 10 zile. Tu știi de când n-ai făcut baie? Ieri am făcut. Pur și simplu tu ai uitat. Adică ieri asta la tine 3 luni în urmă, asta la pentru tine ieri? Stăpâne, nu vreau să fac baie. Hai să jucăm. Haide să facem baie. Haide. Haide cu mine. Nu merg cu tine, nenorocitule. Mai bine stau aici acum să mă uit la filme. Tom, nu mă enerva să te iau eu cu mâna. Stăpâne, lasă-mă pe mine. Hey. Oh, stai, cine e acolo? Stăpâne, hai mai bine să ne culcăm. Atunci tu mergi cu mine, Tom. Deci, prieteni, aluăm pe Tom cu noi. Lasă-mă jos, nenorocitule. Oh my God, Doamne, ce reacție o să aibă acum când o să-l băgăm în cadă? Deja, uitați-vă la el. Stăpâne, lasă-mă chiar acum. Uite, gata? Vreau să plec. Unde tu vrei să pleci? Stăpâne, te rog, nu vreau să mă bag în cadă. Tom, noi trebuie să facem baie. Mai bine, tu scaldă-te, nenorocitule. Eu am făcut, acum tu trebuie să faci. Stăpâne, uite, am o idee mai bună. Mergem să ne uităm la diferite seriale. Care seriale să ne uităm, Tom? Tu trebuie să faci chiar acum baie. Uite, dacă nu te baci singur, te bag eu în cadă. Nu, eu vreau să plec. Tom, tu nu pleci din baie. Tu trebuie să faci chiar acum să te baci în cadă. Stăpâne, lasă-mă, nu vreau să fac baie. Ok, Tom, tu pe mine mă enervezi. Te bag eu, haide. Haide, frate, te bag eu. Unde vrei să pleci? Nu! Nu, stăpâne, nu trebuie mai repede, scoate-mă de aici, te rog. Tom, gata, liniștește-te, uite ce bravo ești, a spui că tu urăști chestia aia. Haide. Nu mă uda pe mine. Nu-ți fă grijă. Nenorocitule, lasă-mă pe mine, nu vreau. Dar nu te omoră pe tine. Ce rău ți-am făcut, stăpâne. Dar nimic rău tu n-ai făcut, Tom, tu pur și simplu trebuie să faci baie, uite ce bravo ești. Haide. Ce stai atât de încordat, Tomic? Relaxează-te! Cum să mă relaxez, nenorocitule? Urăsc să mă scald, te rog, scoate-mă de aici, stăpâne! Tomic, gata, liniștește, micuțe, liniștește, așa, bravo! Stăpâne, după ce mă scald, haide să ne uităm la desene animate! Bine, dacă spui, o facem, ne uităm după ce la toate serialele, la desene animate, vrei să ne uităm? Da, stăpâne, vreau! Uite, ești umed tu. Apa e caldă? Da, e super tare cald. Vreau să ies de aici. Nu, tu și noi nu mai am început. Oh my God, Tom! Doamne, nu găsesc șamponul lui Tom. Oh my God, Tom, unde ți-e șamponul? L-am ascuns. Unde l-ai ascuns? Nu știu, am uitat. Adică tu l-ai ascuns că eu să nu-l găsesc și acum noi să te scaldăm? Mai bine să nu mă scald. Spune, unde l-ai ascuns? Nu-ți spun nimic, nenorocitule. Ok, uite, eu revin. Deci, prieteni, Tom a ascuns șamponul lui și acum trebuie să-l căutăm toată casa. Interesant, unde îl putea ascunde? Acum trebuie să ne uităm. Am o idee, el pur și simplu îl ascunde mereu sub dulapuri, sub paturi, sub diferite chestii. Așa că mergem chiar acum să-l căutăm. Doamne, unde a ascuns toate chestiile? Uitați-vă. Deci atâtea dulapuri și acum noi trebuie să căutăm unde este șamponul, Doamne. What the fuck, nu uitați-vă aici. Nu este șamponul lui Tom aici, nu este nimic aici. Oh my God, să fac un video, prieten, de ce stea plapuma asta aici, în dulapul ăsta. Ok, eu pur și simplu nu știu, prieten, unde să căutăm. Deci în dulapul ăsta, dacă nu e, înseamnă că ce undeva pe la mine în cameră trebuie să-l căutăm. Așa că mergem să căutăm șamponul, Doamne. Doamne, unde l-a ascuns Tom, Doamne? Deci, prieteni, l-am găsit și uitați-vă unde am găsit eu șamponul ăsta. Oh my God, uitați-vă! Este sub dulapul ăsta, nu știu dacă se vede. Deci, uitați-vă, o chestie albă, dacă o puteți observa. Aia, vedeți, da? Este șamponul lui Tom și acum încercăm să-l scoatem.
L-am prins? Nice. Am găsit șamponul, prieten, și acum mergem să-l scaldăm pe Tom. Deci, prieten. Uitați-vă, am plecat după șampon și el a venit. Nu, Tom! Lasă-mă să ies. Liniștește-te. Nu. Liniștește-te. Nu ieși de aici. Bine, stăpâne. Ok. Tomic, stai în cadă. Stăpâne, haide, gata, trebuie să ies deja. Scaldăm, apoi ieși, bine? Gata, prieteni, am terminat cu șampon să scald. Un pic l-am gătit. Acum, Tomic, ești gata să ieșim din baie? Da, stăpâne, de mult sunt da, gata. Da, Tomic, putem ieși chiar acum din baie, ok? Te scot și după aia te șterg, bine? Da. Ești gata? Desigur sunt gata, hai să ieșim din apă. Bine, uite la mine. Stai, nu mai vreau să ies. Adică tu vrei să te mai scalzi? Deoarece aici este bine, mai vreau. Ei, nu, Tomi, gata, deja timpul să ieșim, deoarece trebuie să mergem la culcare. Nu vreau la culcare, vreau să mă scald. Tomic, unde te uiți? Uite la mine. Gata, ieși din cadă și plecăm. Tomic, trebuie să ștergem. Uite la mine, Tomic. Stăpâne, mie este foarte fric. Hai, mi-e repede în pat să mă încălzesc. Ok, eu înțeleg că ți este fric, dar noi trebuie să ștergem pe tine când să nu fie atât de umed. Vreau mai repede în pat, suplapu-mă. Ok, Tomic, acum plecem în pat. Stai un pic. Gata, stăpâne, termin-o. Hai în pat. Practic ești uscat deja. Hai atunci. Stai, Tomic. Vreau un pat. Liniștește-te, băiutul. Hai, repede. Gata. O rămas un pic și pleci în pat. La culcare, bine? Bine, Tomic? Ești gata? Doamne, mi este fric și arăt foarte ciudat. Nenorocitule, te urăsc foarte tare. Gata, n-o să mă joc cu tine. Tomic, adică mă urăști pe mine? Te-am scaldat și până la sfârșit mă urăști pe mine? Gata, eu am plecat. Unde? Unde tu pleci? Cât mai departe de tine. Nici nu te-am șters. Haideți să te șterg din nou. Nu vreau. Mai repede în pat, mai mult nu vreau niciodată să mă scald. Adică să nu mai faci niciodată baie, Tom. Tu știi că ești atât de, ai fost atât de murdar și acum uite cât de curat ești. Tu foarte bine știi că pisicile mai ales eu urăsc să mă scald. Eu pot ce singur să mă spăl. Eu știu bine că tu urăști asta, doar că uite acum cât de curat ești. Te urăsc, stăpâne. Bine mă urăști? Gata, mă culc. Doar că ești curat, haide urcă-te în pat. Stăpâne, ai plecat de aici, nu vreau cu tine să mai stau. Bine că te urci în pat și vrei să te culci. Ai plecat de aici. A, drag, eu unde să mă culc dacă nu în patul ăsta? Dacă nu ieși din cameră, atunci voi pleca. Vrei să pleci de acasă? Da, o să plec dacă o să mai încerci să mă scalzi. Gata, Tom, nu te mai uita așa la mine groaznic. M-ai băgat în cadă, voi ai să mă omori. Nu am vrut să te omor, tu singur nu ai vrut. Prieteni, uitați-vă, așa l-am scaldat eu pe Tom. Acum el pe mine mă urește. Da, Tom? Te urăsc și nu mai vreau să mă scald niciodată. Și a spus că nu vrea să mai scalde niciodată, așa că nu știu să mai scald, să mai încerc vreodată să-l scald. Dacă încerci încă o dată să mă scalzi, atunci te voi urâ toată viața, să știi. Spune că vrea să o să mă urască și mai tare dacă îl scald. Ok, Doamne, l-am scaldat pe Tom, prieteni. Nu știu dacă v-a plăcut acest episod, vlogul ăsta, cum îl scald pe Tom. Sper că v-a plăcut. Lui Tom nu i-a plăcut deloc să se scalde. Mie tot nu mi-a plăcut să-l scald, așa că rupeți chiar acum, prieteni, butonul de like, abonați-vă și, desigur, distribuiți acest video la toți prietenii. Doamne, Tom, ce faci? Mă spăl. Nu mai te-am scaldat. De ce te lini? Tu m-ai scaldat nu prea bine, mai sunt murdar. Adică nu te-am scaldat bine. Gata, ajunge pe azi, nu mai vorbesc cu tine, lasă-mă în pace să mă spăl singur, nemernicule. Ok, prieteni, Tom nu vrea să mai vorbească cu mine, s-a apucat de lins. Ok, nu uitați să rupeți butonul de like și să vă abonați. Pa, pa la toți!